Ana, uite, în direct și astăzi vorbim despre un bal de boboci și anume cel de la colegiul, grupul școlar Grigore Moisin. Zi-mă așa, că te-am curcat fața. Zi, Alin, exact. Alin, zi, titulator. Tehnologii Grigore Moisin. Da, când v-a schimbat? Nu, mă, de la Miner, mă, lasă-o. De anul trecut, vezi. Bă, toată lumea știe de la Miner. Miner, n-are nicio treabă cu Minerul. Băi, minele nu mai sunt de mult, dar sună bine. Unde ai făcut? La Miner. Și ce ai terminat? Industria alimentară. Foarte bine. Da, mă, așa am făcut și eu pe vremuri. Am terminat sportiv și am terminat industria alimentară. Dar eu era sportiv. Da, bă, să râde. Și vă învăța să faceți diete acolo. Bă, deci pe vremea lui Ceaușescu, când am terminat eu liceu, știi ce s-a întâmplat? Nu vrei să știi ce făceam la practică. Ne-a dus la fabrica de conserve. Și de atunci am încercat să uit cum se face pateul. Nu vă spun mai multe. Că dacă vă spun mai mâncați pateu. Dar așa e modelul. Aoleu, parizerul e altă problemă. Acolo aș putea să fiu și mai indecis. Așa că mai bine nu. Hai mă, nu râdea, zi despre bal. Bă, ce om e asta? Asta e emisiunea de dimineață. Asta râde aici. Pe cu industria? Pe copii, la ce secție? Aveți industria alimentară? Da. Nu. Ți-am zis? Cum? Da, tu n-ai cum să termini industria alimentară la sport. Bă, stai nebun. Deci, aduc diploma. Bă, ți-aduc diploma și că sunt industria alimentară. Sunt alimentator pe dreptul. Zi acolo. Prezintă-te, te rog, pe... Sebastian și Cosmina, bună dimineața. Bună dimineața. Cosmina este președinta elevilor de la... Proaspăt realeasă. Da. Ai făcut chef? Nu. Trebuie să faci, să dai la votant ceva, că întotdeauna, mai ales dacă vrei să ajungi în politică, să nu uiți niciodată oamenii mici care te votează. Da. Bun. Alin, a cui a fost ideea asta minunată? E primul bal, cel mai tare ever, care n-au chemat, băi, din ăștia din București să le să arunce cu banii pe ei, să le dea fără număr, ca la nuntă. Cât, mă? 1000, 2000 de euro. Oamenii au făcut, în schimb, un lucru și mai șmecher. Vă dau o tabletă dacă mergeți la bal. Nu așa oricum, că se face tombolă. Ia arătați voi tableta, dragilor. Alin, te rog să filmezi. E o tabletă. Nu e chiar orice acolo au luat oamenii. Dă încoace să spunem de tabletă. Las că zic eu. Că și așa îmi place să o prezint. Ca la teleshopping. N-am voie, dar vă zic. New Base 2, tabletă de 7 inci cu 1,2 GHz. Zici că eu sunt ăla, mă, de la... Cum îl cheamă de prezintă tabletea lui Găinușă, coleg. A, da. Da? Dezbrăcatul. Jos tricou. 8 giga, nu acum, le-a pe lua Migo. 8 GB, Wi-Fi, știe de toate, o tabletă faină de 7 inci. Dar spune-ne cine va câștiga aceasta, mi sau deci, mister? Nu, sau cum această tabletă va fi câștigată de către cei care vor veni la bal, adică de către spectatori. Ai văzut? Baza biletelor de intrare va avea loc o tragere la sort și sunt 3 premii. Tableta, premiul 1, premiul 2, un abonament de lună la una dintre sălile de filme de la noi din oraș. Una dintre da? Cele mai moderne. Și locul 3, un abonament la Aqualet. Da, complet, de o zi întreagă. Deci o zi întreagă cu saună, cu tot, absolut ce cu... Bun, dar fii atent. Deci oamenii, în loc să dea banii la ăla, la Guță, la Guță, la Puia, la Piua, la cine ar mai fi, au zis, bă, știi ceva? Ia să luăm noi de banii ăștia să dăm aici niște chestii pentru ai noștri colegi și, nu numai, poți să câștigi și unul de la sportiv dacă vine la bar. Categoric, oricine. Foarte la bine. La industria alimentară. La industria alimentară. Și acum să întrebăm și pe organizatori. Ziceți-ne, ați ales voi data de 31 octombrie ca să se potrivească oarecum cu Halloween, nu? Da. De aceea și tema balului Halloween, să zicem. Și deoarece este ultimul bal, pentru că este tema Halloween. Am înțeles. Deci voi ați ales așa să se potrivească cum e mai bine. Și atunci, care este? Există un criteriu? Măști? Toată lumea e mascată? Sau nu? Fiecare cum dorește vine îmbrăcat, dacă vor se maschează, dacă nu vin, cum doresc ei. Dar ceva probe care să fie, să aibă tematică? Va fi intrarea, proba surpriză, proba de dans, proba de cultură generală și premierea. Bă, asta de cultură generală e bună, că la ăștia ultimul liceu care au fost, au zis că erau atât de culți încât nu știu ce se întrebe unul pe altul. Și cum era liceul pedagogic? Păi tocmai asta ziceam. Deci voi aveți probă de cultură generală? Da. Câte perechi aveți? 10 perechi. Bun. E proba mea preferată, cea de cultură generală. Da? Nu, vezi, toată ziua facem cultură generală, ne cultivăm. Ne crește azi mâine o plantă în cap de atâta cultură. Și cine o să... Ține, să zicem așa, momentele artistice ale balului. Da, zice ține de că dacă nu vine... Bă, și intrarea e ieftină. 5 lei, bă. 5 lei. Bă, 5 lei. Cât fumă una mai scumpă? 15 lei ultimul bal. Da. 15 lei, de la 15 lei la 5 lei,
E o reducere ca a TVA-ului, să spunem așa. Da, ia spuneți voi, Alin, zi-ne tu cine cântă. Da, toate momentele de la balul nostru sunt făcute de către foști elevi de-ai noștri sau actuali elevi de-ai noștri. Perfect. Avem momentul de final înainte de premiere, aproximativ 15 minute, cântă fostul nostru elev Stoica Ionel. Ionel, mă, care a fost la noi. Ionel cel mai tare, are două piese noi, super smechere. Și încă o colegă actuală din clasa 12-a, care are și ea două piese deja pregătite. Tot populară. Tot populară. Foarte bine. Între probe mai avem invitați fetele de la Mystic, care da. Două dintre ele au fost elevele noastre și ne ajută și în acest an cu programul dintre probe. Da. Lăstarele Vețelului, care sunt copiii coordonați de către un fost elev de nostru, Bălan Cătălin. Tot populare, dansuri populare, bă. Două momente Vețelului. Foarte frumoase. Câțiva elevi de-ai noștri care au pregătit un moment de, spun eu așa, cu biciclete au ceva, deci fac tot felul de chestii cu bicicletele. Da. Și un moment de pantomimă, tot elevi de la noi din școală, clasa 9-a și 10-a. Foarte tare. Și un alt elev din clasa 12-a care cântă hip-hop, este cunoscut cu numele de Radical. Cine îl cunoaște, poate auzi. Măi, ăla nebunul ăla de tot îmi lă păstrez, nu mă chești pe mine la televiziune. Cum îl cheamă pe ăla? Clandestin. Da, mă, ăla, bă, e clandestin, radical. Între radical și clandestin, nu știi că e diferență. Matematică, dar eu sunt deosebit, este chiar la mine în clasă. Și chiar cântă. Și lui cântă foarte bine. Că l-am pe unul care tot mă roagă să-l aduc la televiziune, dar nu pot să-l aduc, nu cântă numai din alea. Foarte bine și de aceea am și păi știu. Să-l punem în programul de la bal. Bun. Spuneți-ne unde se va ține balul. La Casa de Cultură, Vrăgea Munteanu. Perfect. Ora? Ora 15. 17. Cu muzica cine vine? Alin. Unul Alin Mihet. Ați auzit de el? Da, mă, băi. Bine, bună asta. Apropo de muzică, la proba de dans este... Sunt manele. Se dansează pe manele. Da, mă, asta cu manele. Tot avem noi o întrebare așa, băgați? Da, este și o manele. O singură manele este, manele. Dar nu singură, este... Dar foarte bine că este scurtă, nu? Deci de 30 de secunde. Ce are, mă, lasă fie. Să vadă, să vadă spectatorii pe ce dansează lumea la chefuri. Da, bă, de ce, noi la proba de dans avem un total nouă melodii. Deci colajul este în jur de 11 minute. Se intră pe Brașoveanca. Este un dans care nu toată lumea știe să-l danseze. Stai că uite aici. Toate cele 10 perechi la un Wikipedia dansat dansului. Foarte ușor. Așa? Vor intra pe Brașoveanca până la așezarea pe scenă, iar apoi va începe colajul care conține melodii din toate tipurile, genurile, de la le-a rock and roll, hip-hop. Trebuie să puneți un Schubert, un Mozart, un ceva. Nu aveam cum să punem așa ceva. Iar la final un menuet, mă, Alin, mă, să danseze. La final se va ieși pe pinguin. Poate știi ce e menuetul. Pinguin? Da. Pinguinul știe, menuetul nu, ai văzut? Știi ce e menuetul, draga mea? Un dans din ăla șmecher. Ta-da. Le baroc, le menuet. Un dans frumos, nu știe nimeni. Cât timp a durat pregătirea acestui bal? A durat cam... În jur de o lună. Ați lipsit de la școală? Puțin. Puțin sau puțin mai mult? Puțin mai mult. Acum nu contează că recuperați voi pe parcurs. Bobocii cum, îți dezghețați, pregătiți? Da, acum s-au dezghețat. S-au dezghețat, erau cam înghețați. Da, da. E, bă, acum nu ai emoții. Fete faine, băieți frumoși? Sunt. Cei mai frumoși. Perfect, așa și trebuie. Dar zi-ne, la cultură generală, cine a făcut probele? Că ți-am zis că e a mea preferată probă. Domnul Alin Petra și cu noi organizatorii. Da, dacă a făcut domnul Alin, atunci am o bază solidă acolo. Alin, ceva din... Poți să-mi spui o întrebare din cultură generală? Da, chiar dacă nu-i nu în concurs, dar zi-mi așa de exemplu. Pot să vă dau un exemplu. Deci am ales toată ariile de la limba română, muzică, sport, geografie, istorie și în special geografia și istoria legată de județul Medoara. Dar în geografie trebuie să le spui în ce stadiu se poate pansa capul Bunei Speranțe sau ceva de genul. Bine, asta sunt întrebări capcană. Acum capcana, de-aia faci balul, să pui capcana, nu? În general este cu totul altceva din punctul meu de vedere. Da, și asta e de cultură generală. Și asta e de cultură generală. Nu e de cultură generală. Puteam atunci vrea să mergem la toate, pe toate întrebările de să fie gen capcană și ei să se prindă. Ori mergem la toți la fel, ori... Dar asta nu e capcană. Ți se pare capcană această întrebare? Ce? Unde? Nu, deci am mers pe astfel de întrebări pentru că eu am considerat că ei totuși trebuie să cunoască cât de cât țara sau județul. Ceva de genul, pot să-ți dau un exemplu, ar putea fi o întrebare să ne spună minim 3 râuri care trec prin județul Hunedoara. Bună asta, bună. Bună asta. Pentru că nu toată lumea cunoaște că prin județul nostru trec 5 râuri foarte mari. Dar dacă îți spune 3 mai mici? Nu contează, să le spună să fie de la noi din Valea Dobrei? Da, e bun. E bun, trece, mă.
Valea Iliei? Nu, pe la Tisa. La Tisa trece o chestie. Punem, ăștia care sunt pescari trebuie să știe că la gurile de ăsta, de păraie, nu mă, trebuie să zici Mureșul în primul rând. Da, că Mureșul e... în primul rând, Străiul, Străiul că te duci la... Ișul, no, deja mi-ai zis Giul, o grămadă. Și deja v-am zis eu 5 din... Și no, 5 deci din astea notațiile, că o să vă întrebe, o să vă întrebe cu ce... Unde cu... mergeți la pescuit? Nu, vă întreabă așa, Alin. Cea mai ușoară întrebare. Cu ce acuarel a pictat Calistrat Hogaș în drumurile lui când și-a uitat cortul în mașină? Ceva de genul. Nu? Cine prezintă balul? Eu, Cosmina și încă o colegă sau dacă se poate să ajungă un fost coleg care îi... Momentan e plecat, noi sperăm să ajungă Răzvan, Montean, sperăm să ajungă astăzi în Deva și atunci el va prezenta cu Cosmina. Am înțeles. Cosmina, Sebastian, Alin, vă dorim mult succes. Bă, mult, în angajare. Chiar așteptăm, dacă puteți, vă așteptăm. Chiar inițiativa voastră ni se pare una deosebită, adică... Mai loc, o să spunem așa. Mai loc, îmi place că au fost oamenii pur și simplu tombolă să cânte aici, să promovăm talentele locale și mai ales de la ei din, din liceu. Puteți câștiga și o tabletă, deci aveți toate motivele să mergeți mâine la bal. Și prețul este un preț de criză, 5 lei am considerat. 5 lei chiar de criză. Iar legat de acest preț, pe final vreau să vă anunț că avem și un after party la Capone, îl vom ține. Intrare after party, cei care au biletul de intrare de la bal 5 lei, cei care nu au biletul de la bal 10 lei. Am înțeles. Deci mai dau 5 lei și... Bă, stai că ăștia erau 15 lei și mai dădeau încă nu știu cât. Nu, mă, acolo era alt cumva. Nu, mă, nu tot era ceva alt cumva. De genul au avut și cei care aveau bilet mai plăteau 5 lei. 5 lei. Imagin că da. Da, da, i-a dat odată 15, mai dai odată 5. Păi i-au dat la pui o grămadă de bani. Pui, mă, cu trebuie să omul tău era, avea sete la el. Nu poți să cânti cu gâtul uscat. Farsezi. Și știi că whisky e scump. Nu? Vorba aceea, nu e must. Da. Multă bafă, mult succes. Și să ne aducă lumea, da, câștigătorii. Să ne aduceți. Veniți, Lonco. Dar poți să vină vineri. Ah, stai, măi, ne opoși dacă trezești, mă, la ora aia. Bă, băiatule, am mai încercat o manevră din asta cu unii. Nu, luni, că am mai încercat o manevră, colegul cu unii, și i-a sunat pe la 7 și erau încă dormeau la Capone sau unde au făcut. Deci nu se face. Luni. Deci luni vă așteptăm cu câștigători. Veniți cu un boboce, aici cu... Miss și mister. Da, să spuneți că vedeți că sunt doi tâmpiți acolo treziune, vă fac ca pilaf să aibă emoții, niște fluturi în stomac, da. Hai să dăm premiu acum, după care nu mă scotă pe altă publicitate. Nu plecați, rămâneți cu noi, că facem și un concurs. 0-3-5-4-7-3-8-8-8-8 cu tarif normal pentru prima sau primul domn care ne sună și dorește să pape moca. Pizza. Două pizza mari de la Bistro Arborea.